Salutare dragilor, bine ați venit la un nou episod împreună cu Roxana, Mind Your Business. Astăzi vom vorbi despre un subiect care va avea impact în viitor și anume cum să-ți pregătești businessul sau activitatea pe care o desfășori pentru următoarele generații de business următoarele schimbări care vor avea loc în piață și următoarele inovații care vor apărea. Și aici ne referim la AI, la multe alte da. aspecte de genul. Bună, Roxana! Bună, Adrian! Un subiect foarte, foarte bun și relevant pentru zilele noastre și aș completa ce ai spus tu și cu următoarea generație de oameni. De ce nu? Da, putem să spunem pentru și așa. Pentru că ei metaforic. sunt practic resursa resursa business resursa umană a business-ului. Așa este. Da. Ce, ce opinie ai tu pe această temă? S-au schimbat mult asta ca observație, așa pot să zic, de acum 20 de ani. businessurile nu mai sunt ce, ce erau, ce vedeau părinții noștri, bunicii noștri. Noi vedem alte businessuri, alte reușite în ale businessului. Oamenii de succes sunt în, alte direcții față de ce eram obișnuiți când eram copii. Și aici spune un lucru care mă duce cu gândul la copilărie. Ce vrei da. să te faci când o să fii mare? Întrebare. Da. Tu ce răspundeai la întrebarea asta, dacă îți mai aduci aminte? Sincer, nu mai mi-amintesc, dar e clar că acum răspunsul ar fi mult mai dificil de dat. Uh -huh. Da. Pentru că Sau aveam... poate nu neapărat, adică sunt probabil anumiți oameni care deja știu eu aș vrea să mă fac influencer, eu aș vrea să mă fac uh -huh. antreprenor, eu aș vrea să mă fac... Dar cred că puțin, puțin conștientizăm ce presupune asta? Înainte răspunsul era mai... adică erau niște direcții clare, știi? Te făceai inginer, doctor, profesor, nu mai știu care mai erau meseriile astea clasice. Polițist. Polițist, balerină, uh, artist. Da, pompier. Exact. Acum lucrurile chiar sunt interesante de discutat cu generația uh, Z. Da. Cred că Z, nu? Da, generația Z. Da. Chiar aș fi curioasă să ne răspundă, dacă ne urmărește cineva din generația Z, să ne răspundă la întrebarea asta, la ce ce vrea să se facă când va fi mare, când, era, fi mare. când era mic întrebat. <laughs> Pentru că e interesant de explorat. Da, acum s-au întâmplat multe și cred că primul cuvânt care îmi vine în minte este inovație legat de, de, legat de noile business-uri. Inovație, inovație, inovație. Acum foarte multe din joburile actuale, lejer pot fi înlocuite cu da. niște roboți. Da, nu, poate nu e o plăcere să spunem da. asta, dar chiar există această da. perspectivă și da. trebuie luată în calcul și ar trebui cumva să ne pregătim de pe acum. Da. Și noi, da. de fapt, da. asta aș vrea să abordăm astăzi da. Nu despre că e rău că e bine, ci Normal. despre cum să ne pregătim să facem față la noile schimbări. Că e rău că e bine, în perspectiva fiecăruia în parte, aici nu putem să generalizăm, să spunem. e, e cum e. Asta e realitatea, ne adaptăm după ea. Cum să facem față? Tot la inovație m-aș gândi. Ca o companie. Uh, un business să, să dureze și să se adapteze și generației care vine din urmă și de oameni dar și de noi lucruri care se tot întâmplă în plan tehnologic inovație pentru că gândindu-mă la oameni mă duc în ideea că oamenii s-au schimbat foarte mult um, Caută acum flexibilitate la locul de muncă, caută dorințe de dezvoltare foarte mare și într-un timp, uh, timp mai scurt de da. timp, exact. Dezvoltare personală, dar și profesională. Acum văd că foarte mulți sunt orientați și către dezvoltarea personală la locul de muncă. Da, și este nu doar dezvoltare profesională, clar sunt interesați și de, de flexibilitate, flexibilitatea care poate să însemne și un program de lucru flexibil, adică să-și aleagă ei programul de lucru, fie dimineața, fie după amiaza, să existe această... Um, posibilitatea de a-și crea ei propriul program, dar și posibilitatea de a lucra de acasă sau de a uh -huh. se duce să lucreze de pe munte, de la cabană, de pe plajă. Există această dorință care s-a născut în pandemie. nu are rost să, să ne mințim. Așa s-a întâmplat. Și pandemia a demonstrat că se poate și acum mulți au rămas în direcția respectivă. Cred că și înainte existau Corect. direcțiile. Pandemia aș îndrăzni să zic că le-a acutizat, le-a accentuat și ne, și, și ne a și demonstrat. exact. și demonstrat. Se viabil. poate, nu se poate. Da, exact. exact. Bun. Ce mi-ar plăcea să dezbatem un pic ar fi, ok, care crezi tu că sunt joburile care sunt cel mai impactate sau businessurile care uh -huh. sunt cel mai impactate de noile schimbări, de apariția AI-ului care devine în ce în ce mai performant? Da. Nu trebuie să o privim cu rău, no, cu ochii no, no, no. răi să zic acest aspect, dar trebuie să înțelegem că vor avea loc niște schimbări și să înțelegem ce trebuie să schimbăm la noi, la ce facem zi de zi, da, da. astfel încât să fim pregătiți pentru momentul respectiv. Putem să ne schimbăm, putem să ne adaptăm treptat. Nu se va întâmpla da. peste noapte, gata, am bătut din degete și gata, mâine totul s-a schimbat, nu mai e nimic la fel, trebuie neapărat să facem ceva și să găsim soluția asta, e bine că se întâmplă în timp. Um, m-a întrebat care sunt cele mai frecvente joburi care suferă sau au de suferit au potențialul de a suferi, Da. da. Aș zice uh, pentru că a apărut acest AI uh, în zona de copywriting <laughs> Okay. M-aș duce în, în direcția respectivă. Acum n-aș ști să dau o estimare că se întâmplă într-un an, 2-10 ani, dar cred că acolo este de suferit. Dar ce este foarte important de, de menționat este că putem să ne folosim de tehnologie să o. Ne punem și cot la cot cu ea, adică să o folosim pentru binele nostru și să ne ajutăm de tehnologie să ne dezvoltăm business -ul. Nu să o privim ca pe un dușman care a intrat ne -a viața. Exact, da. exact. Da, dacă stăm să analizăm în detaliu, în momentul de față, cel puțin pe datele pe care le avem acum, da. ai ul încă trebuie antrenat, trebuie da. cineva să-l ghideze. Și exact. atunci, practic, poate nu mai ești tu cel care scrii da. tot textul luăm cazul de față de, de copywriting. copywriting zic, da, da, cum ai da. zis. Poate nu scrii tu tot textul, dar știi da, îi da, da. să îi înțelege fenomenul și știe să-l pregătească pentru da. răspunsuri. Da, da. Și atunci asta ar fi o alternativă de pregătire. de. Asta mă duce cu gândul la altceva foarte amuzant amuzant. Mă duce cu gândul la faptul că atunci când vrei să-i ceri AI-ului ce vrei, cred că e un exercițiu foarte bun pentru oameni să, să practice pentru ei spiciul de a cere. Stii? Da, da, da. da, pentru Cu managerul, că... cu colegul, cere și ți, ți se va da. Exact același lucru e și cu chat și chat GPT. GPT. Uh, trebuie să, să ne gândim concret ceea ce vrem și să fim cât mai expliciți. Așa este. Uite, tot în continuitatea exemplului tău, cred că acum ceva timp am fost la Promex, pe era un eveniment pe tehnologie și am rămas surprins, nu am văzut până atunci, e adevărat că a apărut mai de mult, dar nu am văzut eu și erau niște roboți care de fapt înlocuiau ospătarii și veneau și la tine la masă erau de dimensiuni umane? Uh, nu arătau cum ne imaginăm noi cu... Da, 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 cu știi, două mergi picioare așa? Cu, nu, nu? nu, pur și oh, simplu okay. erau peroți, da, oh, niște... Bo, ca să zic așa, aveau o formă în care puteai să pui mai multe tăvițe. Ah, ok. Și practic el venea la masă, îți licărea mm -hmm. respectiva tăviță pe care tu trebuie să o ridici, o ridicai, pe urmă el pleca la următoarea masă, ducea da. comanda și acolo și pe urmă se reîntorcea da. la loc. Și are, avea trasee bine stabilite, el da. știa că trebuie să masa aia, să zicem masa 3 e într-un anumit punct. Da. Iar el pleca de la destinație, să zicem, de la bucătărie, da. încărcat și trebuia să ajung la punctul ăla. Iar pe parcurs, dacă eu încercam să îl testam un pic și încercam să îl deranjez, pic. da, da, da <laughs> să mă pun în fața lui, da, să văd da, da. ce faci. Efectiv, mă ocolea, avea senzori suficient de da, bine da, pregătiți, da. încât mă ocolea, dacă te ducea iar în fața lui, iar se întorcea, iar te ocolea până când să ajungă să-și atingă ținta. Iarăși, aici, cum am putea noi să... cum, am, cum ar putea ospătarii să-și pregătească joburile... Cred că aici mă gândesc la un lucru, să fie atât de bun pe schilurile astea de interacțiune umană, încât mm -hmm. să nu poți fi înlocuit. Că da, -ai da, când da. îți vorbește cineva, când te întreabă, când îți recomandă o mâncare, când da. știi, e, altă, e o altă experiență și atunci ea, tu practic poți să ai un mix în restaurant. Exact, adică, exact. ok, ai roboți, dar și o zonă în care oamenii preferă, eu așa, de exemplu, ar putea să fie o soluție o zonă în care te așezi la masă și este zona de roboți, servirea cu roboți, cu etc. și zona uh, în care unde oamenii sunt mai unde uh, oamenii, băi, vreau o interacțiune umană și exact. atunci au o să pregăti pentru chestia asta. Da, 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 Și atunci Mi se pare tu găsești, tare. găsești o soluție, da. dar e important să începem să gândim într-acolo. E important da. să începem să ne dezvoltăm abilitățile, uh -huh. astfel încât uh, noi ca oameni să fim cât mai valoroși și mai da. greu de înlocuit. Da. Uh, vreau să zic că roboții ăștia sunt deja, dacă nu mă înșel în Japonia, nu mai știu dacă sunt și în alte țări. În Japonia sunt sigur restaurante unde sunt uh, da. deja automatizate uh, toate bucățelele astea. Așa este, hai de Așa și uh, asta nu e de acum, e de mult, adică nu e, e, nu e chiar recentă, dar da. a ajuns și la noi, deci asta Doar că se întâmplă că... treptat. Dar întrebarea e, e cineva. Tu cunoști pe cineva care s-a gândit. La posibilitatea că va fi înlocuit la un moment dat? Foarte puțin oameni, uh -huh. eu cred că poate în adâncul lor, în interiorul lor, ei poate se gândesc da. cumva Dar ce am, cred eu, că ar mai putea să fie, încă suntem un pic speriați și nu vrem să abordăm subiectele uh -huh. Și le ținem cumva într-o tăcere așa, știi, da, da, da. încă nu se vorbește foarte mult Așteptăm să zică altcineva Probabil, probabil, nu știu, dacă asta este, dar um, nu avem curajul neapărat să explorăm în, chiar și cu noi înșine, știi să explorăm băi da, e posibil, și trebuie să fac ceva. Da. Cât timp încă problema nu este acută, da. mai nu așteptăm. Doare. Știi, nu hai doare, să, încă las, eu nu vreau să Eu nu vreau să trăiesc chestia aia, nu vreau să direct prin etapa aia, poate nu se întâmplă, poate doar o chestie de genul. Poate nu se întâmplă dar, acum cât sunt eu în viață, știi? Poate da, se întâmplă că peste 50 de ani. Da. e adevărat doar că na și speranța ta de viață trebuie să rămână cât da, mai mare și da, atunci da, nu da, poți da. să îți da, calculezi da. sper să pleci repede de pe planetă <laughs> să n-apună schimbarea asta. Nu, mai bine da. îți dai voie să te pregătești din timp. Și de ce nu? Poate să te pregătești cu alte skilluri, poate uh -huh. să te pregătești pentru alte domenii, efectiv. Păi uite, putem Dar oricum, să... ca oameni, nu putem să fim înlocuiți după planetă. E clară treaba asta. Da, și nu se întâmplă asta așa, cum am zis. Dacă dăm din aripi, din ochi, din ploape și din păgnin, din dege, nu se întâmplă ca într-o magie așa și dispărem dintr-o dată, decât dacă nu e vreo bombă nucleară aici, nu cred că e casă. Dar, dar, așa, la bomba nucleară, ce mai da, te interesează aici după curcum? o nu e foarte <laughs> foarte mare... Mă rog, dar e un alt Hai subiect. Hai să nu mai da. discutăm, da, corect. Um, Vreau să zic că deja s-au făcut schimbări în sensul ăsta la o, un hipermarket. Să nu, nu știu că să da, nu nume, la Pentru că probabil știi deja despre cine e vorba, care deja și-au instalat self-pay, roboții din aia de self-pay și... sunt fixi sau chiar merg prin... Nu, 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 sunt fix. Sunt fixi. Și oamenii care erau casieri au fost uh, mutați pe o altă poziție în companie, adică stau pe lângă oameni și îi ajută să mai scaneze sau dacă se încurcă sau, mă rog, îi mai ajută, fac consiliere. Da, dar probabil că nu mai folosești 10 oameni, folosești doar 5. Da, și... Cumva, uh, șepe, la 5 îi relochez, momentan cumva. încă mai sunt și case deschise, dar da. am înțeles că ar fi primii care se gândesc că această soluție de a folosi doar uh, roboți pentru self este să fie permanentă și numai asta ca și soluție de plată la ei în hipermarket. Acum... Da, uite, o alternativă... E o soluție, da. O alternativă, de exemplu, de business, să zicem, în cazul acesta, da. ar fi să te gândești ok, până acum nu știu, plasam resurse umane în supermarketuri pentru, casier, pentru casele de marcat. Acum mă gândesc ok, poate reușesc să-mi aduc roboții care să-i instalez și să le fac mentenanța. Adică dau un exemplu de alternativă. Desigur că de la unul la altul e distanță mare da, da. și pregătirea și infrastructura și conexiunile sunt Corect. diferite Corect. necesare pentru noul business, dar totuși, dacă te pregătești din timp, e posibil să prinzi valul și să nu moară businessul. Da, exemplu. dar e necesar să, fi, să fim flexibili pentru că. Fără flexibilitate, nu văd așa o... să ducă business-ul într-o direcție este. foarte departe și pe, este. pe termen lung, mai ales că schimbările acum se întâmplă mai așa mult este. mai repede și ar fi indicat să ne împrietenim cu tehnologia, pentru că poate chiar fi benefică. Da, așa este. Putem să exploatăm partea bună din, din tehnologie și întotdeauna să avem grijă un pic și de. De evoluția noastră, împreună cu tehnologia, exact. nu neapărat în opoziție exact. cu tehnologia, nu ne neapărat să devenim super dependenți de ea, da. dar totuși să evoluăm împreună cumva, da, să facem da, un mist. Da. E adevărat că probabil e greu de văzut și de perceput ce înseamnă asta în realitate, însă cu deschidere și cu flexibilitate, cum ziceai și tu, cred că ne putem adapta. Îmi pare rău pentru cei care nu simt asta și refuză să se adapteze, pentru că odată ce te obișnuiești mulți ani într-un fel, poți să înțelegi că e foarte dificil să te schimbi și să nu te mai regăsești în lumea respectivă, să nu mai știi cum să o abordezi. Dar uite, iarăși mă gândesc că noi, ca societate, ar trebui să probabil să dezvoltăm departamente care să pregătească aceste acest, acești oameni mm -hmm. să facă conversia pe ceva, să da, facă exact. conversia de a trece la noile schimbări, de a accepta noile schimbări. Poate că există, nu știu, mm -hmm. dar cred că ca state, ca mecanisme instituționale ar putea să gândească mm, Dar o... Nu știu dacă există, există separat de organizație mm -hmm. și... Există posibilitatea ca unele companii să apeleze la astfel de servicii da, uh, eu externe de eu compania lor. Eu aș vedea aici un potențial de a sprijini da, pe da, cei da. care nu fac față schimbării ușor. Exact. Să fie sprijini să poată plece din acel loc și să nu se simtă singuri, abandonați mm -hmm. și neputincioși. Exact. exact, exact. Da, uite, asta chiar da. mi se pare o idee soluție. interesantă. Da. Mm -hmm. Și. Cum, cum văd tinerii schimbările acestea? Ai vreo idee? Ești conectată cu, cu zona aceasta? Cu tinerii mai puțin, dar din... Bine, tineri vorbim de 20, între 20 și 30 de ani, să zicem, pe aici. Nu vorbim de cei mici încă, care da, încă nu au da. în câmpul muncii da. sau... E, uite că... Um... Mi se pare totuși, că nu ți răspund la întrebare la da, te așa, rog. dar legat de cei mici, care nu au ieșit încă în câmpul muncii, mie mi se pare totuși că față de generația noastră, da. care așteptam să termină liceu, să facem o școală, o facultate sau nu, depinde, cei mici acum, încep să muncească de mult mai devreme. Da? De mult mai devreme, da. Asta Chiar de la 15-16 ani, și nu, adică în, în domenii mai complicate, cum e marketingul, cum este IT-ul, adică își întind antenuțele de, de, mici, de mici, exact, și apoi, după ce termină studiile, îi vezi că sunt antreprenori și că fac, că au afaceri foarte profitabile. Bine, aici vorbim de o nișă. De o nișă mică, mică dar vreau să zic că se finalizez. schimbă în direcția asta a societatea, da, un da, pic, da? da, da, da? da, da, da. Am... Iar cum văd schimbarea. Câte chiar astăzi vorbeam cu o colegă, dacă tot suntem da. așa, care este, da, este o, din aceeași generație cu noi. Și uh, vorbeam despre schimbările uh, de business și ce facem, ce se întâmplă. Când uh, poate peste ceva ani nu o să mai fie, nu știu, instalatori, nu o să mai găsim instalatori, poate nu o să mai găsim zugravi. Poate nu o să mai găsim ce se întâmplă cu, cu noi, oamenii care vrem să ne în casa, care vrem să ne vină să ne repare țeava. Unde găsim oamenii ăștia? Că tinerii parcă nu se mai duc în direcția respectivă, nu se mai duc pe joburile tradiționale, care să ne numim așa, pe, pe meserii, pe meseriile da, clasice, da? Da, e interesant de explorat un subiect mm -hmm. de genul. Nu deci știu asta cum -arate, dar e clar că probabil cei care rămân în domeniu o să fie mai bine plătiți, mai da? căutați, exact. mai, ocupați. mai apreciați. Da. Pentru că, vezi tu, și societatea ca să funcționeze este nevoie de oameni cam peste, în toate ariile și în toate palierele exact. societății. Exact. Nu doar să zicem un antreprenor sau nu doar oameni care sunt specializați pe tehnologie. Societatea ca să funcționeze, trebuie și oameni care să știe ce înseamnă să facă o construcție, să știe ce înseamnă să. O pui gresie, o cărămidă, faianță, o cărămidă <laughs> da, da, să da, pare da, o electrician sau etc. Uh -huh. ca să poată să funcționeze tehnologia în birourile respective, corect? Exact, exact. Da, 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 da. E interesant, chiar e interesant uh -huh. de văzut ce o să fie. Cu siguranță că se vor găsi și mecanisme, probabil tot prin tehnologie, care da. să suplinească această lipsă, mă gândesc. Da, da, da. Sau, mă rog, deja s-au început demersurile în unele companii, că tot vorbeam și data trecută, se apelează la resursa umană externă, adică din altă țară. Asta e da, da, soluția da, da, da. la care s-a apelat deja. Multe în companii de s-au dus în, în direcția asta. Acum rămâne să vedem dacă vor fi și roboței care vor pune greție și faianță. Chiar sunt curioasă dacă vom ajunge acolo, în direcția aia. Băi, cred că e posibil, sincer. Da adică, cred că e posibil ca un roboțel să stea, să știe ce are de făcut, că tu practic setezi programarea, să dai cu să dai cu amor, să dai cu chestia finală și poate cineva să mai facă un retuș și în loc de da, echipă da. de 3, 4, 5 oameni în ai bine un, un singur cu un robot. Care face mentenanță. Exact, exact. Da, e interesant, o să vedem. Acum ne jucăm un pic cu imaginația, da, dar da, e interesant da, da, cum da, o să da, fie. Da, da. Da, mi se pare că e important să ne pregătim pentru schimbările acestea da. și să le privim cu încredere totuși da. că lucrurile vor arăta bine dacă avem flexibilitate și deschidere și să adaptare din timp. Da, totuși. exact. E adevărat că nu o să fie ușor, probabil, că nicio schimbare nu Evident. e ușoară că ne scoate cumva și din zona de confort, a, aici e ai altă discuție și cu zona de confort. Da. Pe care o să o abordăm în alte da, episoade. Da, 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 Dar cred că le-am dat așa un pic de gândit mm -hmm. oamenilor și uh, i așteptăm în comentarii cu părerea lor. Exact. Și dacă au întrebările, vă, vă invităm să ne scrieți. Um, eu mi-am atins subiectele de discuție. Dacă mai vrei mm -hmm. să mai zici ceva... Cred că bine, am punctat. Fine. Da, s-a punctat bine. Da, da, okay. da, da, da. Bun, dragilor, cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-au aprins niște beculețe și pofta de a explora mai mult acest subiect și a. Vă pregăti, de ce nu, dacă este cazul, dacă considerați că este cazul, a vă pregăti pentru schimbările care urmează și trebuie să le privim cu, cu încredere și cu deschidere și cu adaptabilitate, flexibilitatea respectivă de care zicea și Roxana. Până data viitoare, vă mulțumim că v-ați uitat la episodul nou. Încercăm să vă aducem în fața voastră subiecte cât mai cât mai de actualitate și nu doar subiectele, ci să ne și gândim un pic la ce soluții, la cum să le abordăm. Desigur, uneori avem idei mai bune, alteori poate nu avem cele mai bune idei, dar sperăm că vă trezește dorința de a explora mai mult subiectele pe care le abordăm și vă încurajăm să faceți asta. Vă mulțumim și țineți aproape de noi. Urmează săptămâna viitoare un alt podcast cu Roxana. Mind your business. Să aveți ce de voi. Vă mulțumim.